Încă o cutie pregătită. Cum stați? Cu împachetatul? Cu despachetatul? Bună ziua! Salutare! Dezordine maximă! Suntem plini de praf, suntem juliți, zgâriați, pielea noastră e super aspră, muncim de două săptămâni, ceva de genul, deci strâns. Se cară în continuu, de zici că am adus aici un depozit întreg și trebuie să-l mutăm, e incredibil. E uimitor câte lucruri se pot strânge în viața unui om. Apropo, tablou am și uitat să-l iau. Da, îl dai jos acum? Da. Nu-ți trebuie șurubelniță? Da. Vezi că e prins în ața, dacă scot eu. Așa. Deci ați golit aici, e aproape gol, nu? Da, aproape, fiindcă, haideți. Hai să vedem ce a mai rămas. A, dar mai aveți și aici niște tablouri, ia. Vezi? Da, o să luăm și pe alea. Ia uite, gol. Gol. Acte din astea. Vrei să vezi cât de grea e? Da, ia. Ia. Oh. Să nu uiți chiar. Da. Păi ce facem? Mai luați ce aveți de luat și mergem să vedem și noi noua locuință? Da, de-abia așteptăm și noi, că îți dai seama, e dezolant să vezi vechea locuință așa și pe de altă parte e înălțător să vezi cum pui fiecare cărămidă, în ghilimele, că n-am construit noi nimic, fiecare mobilă la cel nou. Dar voi câți ani ați stat în apartamentul ăsta? Deci eu stau din 2001 și Dea e alături de mine din 2005. 6. Hai să mergem. Hai de aia, împachetează. Împachetăm că sunt atâtea de luat. Doamne, câte s-au strâns. Cam câte geamantane, cutiuțe, pungi ați cărat? Păi am făcut cel puțin 20 de drumuri cu mașina mică și un singur drum cu o dubă mare cu mobila. Deci în fiecare zi cărăm de două săptămâni în continuu. Fiecare zi cu două mașini. A câta julitură? Deci nu mai poți ști cum sunt julită toată zgâriată. Mă mir că nu mi-am rupt vreo unghie. Și unghiile tale, asta vreau încă să rezistă. Încă rezistă. Trebuie întreținute, dar încă rezistă. N-a căzut niciuna. Ești pregătit să vezi noua ta casă? Da. Ești curios cum arată? Da. Așa s-a nimerit că efectiv până acum Andreas n-a văzut locuința. Îți dai seama că avem și noi emoții de reacția lui. Nu mai e loc? Mă, tu ce cauți acolo? Dă-te jos de acolo! Treci acasă! Treci acasă! Iubirea mea! Ești mea! Și îți ascund de tine! Acum, gata! Bună dimineața! E bună! Hai că mai este un pic până vine! Mai e un pic, mami! Hai să deschidem! Hai să deschidem noul apartament! Hai! Invers, gata. Mami. Gata. Hai în sufragerie, hai. Nu te prosti. Cum e mama? Ce tare e. Ce te prostești? Îți place? Da. Cameră! Stai să vedem parterul, vino să vezi și hai să vezi asta. Toată casa, hai să începem. Vedem și bucătăria, da? Vrei să-l vezi pe porcușorul de Guinea? Hai să vezi unde e porcușorul. Stai. Morcov. Unde e porcușorul? Aici era animalul meu, eu pot să-l ating? Da, ia. Deci, ce face, doarme? Noi, mi-a hai, ia-l în brațe. Spune-i, bună! Bună, dragul meu, ăsta are ceva pe aici. Eu, el mănâncă din mâna mea. Hai să facem ceva împreună. Fii atent, apucă de asta, am lăsat expre ceva să te zipim și cu el. Hai, apucă de aia și te zipim. Hai, bravo! Aaaa, nu reușim! Hai, trage! Bravo! Să simtă că contribuie și el. Și bucătăria. Stai, mami, să venim și noi cu tine, stai! De Adinu, mama, am plecat. Mami, stai puțin. Ce e aici? Camera lui mami și tati. Și aici ce? Tati. Și camera ta unde? Acolo. Hai să vedem. Lego-urile te așteaptă la intrare în cameră și aici? Ce e nou? Mami? Cum e? Aha, trebuie
Îți place mirea mea? Bine ai venit acasă, mama. Ești fericit? Da. Dă să te îmbrățișez, că nu mai poate bucurie. Vino să te iubesc. Oh, dragostea mea, bine ai venit acasă, mama. Andreea se aude pe... Mami, e cu rolele în picioare, iartă-mă. Andreea, mama, o să te lovești, puiule. Trebuie cu casca pe cap. Poate o ia la vale pe scări, mă scuzați, mă duc să-l descalț. Bravo, mami. Le-am luat pâine, frică să nu se lovească. Zi, cum v-ați hotărât să vă mutați din apartamentul în care ați stat din 2006, ziceai? Din 2006 stăm împreună acolo, da. Dar Dinu a locuit și înaintea mea acolo și odată ce eu m-am mutat alături de el după nuntă și așa, am făcut tot felul de renovări. Dar n-a fost neapărat pe placul meu acel apartament. Îmi doream să ne luăm ceva al nostru împreună, de comun deci, acord. De aia de mulți ani mă bate la cap. Hai. Și mi-a tot arătat variante. Și evident că contează de fiecare dată și dacă îți place ce vezi și dacă nu-i foarte scump și nu-ți depășește bugetul. Și atunci, de-abia aici am reușit să facem o combinație, după părerea mea, perfectă între vânzare și cumpărare. Pentru că și... totuși am făcut un schimb financiar, nu ne permiteam o locuință foarte scumpă și atunci am vândut fostul apartament al lui Dinu și am cumpărat aici. L-am mobilat noi, adică noi am umblat după mobilă, cum să facem designul, noi am lipit tapetul. Ați investit mult? Mulți bani ați investit? Nu, culmea, că am luat... uite, îți dau un exemplu. Am încercat să facem toată mobila la comandă în casă, numai că anumite porțiuni de mobilă, să zic așa, piese de mobilier, erau foarte scumpe. Și atunci am mers în celebrele magazine de prin oraș și am luat lucruri destul de ieftine. Uite, hai să-ți dau un exemplu, vrei? Hai. Pe biblioteca de living, sau cum să-i spun, da, mobila de living, am dat 800 de ron. Am cumpărat-o din 900, 800 și ceva de ron. La noi 800 și ceva de ron sunt 800, știi? La bărbați sunt 900 aproape. Da, păi. Și am luat lucruri ieftine. Pe perdea și draperie am dat undeva la 25 de lei metru. Canapeaua a costat vreo 2000 de ron, nu? 25 de milioane. Eu minimalizez. Dar oricum, n-am dat sute de milioane pe... Și dacă trageți un linie și faceți un calcul... strâng sute, normal. Hai să mergem și la bucătărie. Da. Acolo e piesa de rezistență pentru că bucătăria a fost cel mai scump loc din casă. Cât a fost bucătăria? Este pe placul meu. Nu mai știu cât a fost din bucătăria. Hai să mai dăm prețul. Blatul acesta din ăla a vrut neapărat să fie modelul acesta și era ceva mai scumpicel. Dar important este că noi folosim bucătăria. Eu sunt bucătăreasă, sunt gospodină și noi gătim acasă, mâncăm acasă. Adică nu este o bucătărie doar de prezentare așa. Am făcut un mare dulap în care mi-am pus borcanele, făina, am aici în partea asta, uite, murăturile. Astea sunt puse de tine? Sunt puse de mine și au rămas din iarnă și le-am adus. Sunt puse de mine la soacră mea acasă. Hai să mai o vedem ce mai urmează. Ai pus covoarele? Da, a pus. Am luat mop, am făcut curățenie, aici e micul meu colț cu fardurile, cu parfumurile, cu așa, și cabina de duș cu radio, pentru că mi-am dorit foarte mult să ascult muzică de dimineață și să am și eu un colțișor al meu aici, să vin să mă aranjez eu și să mă spăl eu, fără să mă deranjeze băieții. Să vedem și sus. Ăsta este șifonierul lui Dinu, l-am scos pe hol. Dar îmi place că sunt patruși, deci nu m-aș... Ți-ai luat o scară ca să ajungi sus acolo? Nu, la mine e ok. Nu tu, de aia. Avem o scară, să știi, iar acolo vor fi depozitate chestii la care umblăm rar. Dacă tot am ajuns, hai să începem aici, cu studioul lui Dinu. Păi să vi-l prezinte el. Nu avem, aici am făcut jumătate. Partea asta este a lui și partea din stânga a mea pentru videoblog. Mă, eu mi-am adus cam majoritatea lucrurilor. Și văd că ai și apucat să ți le aranjezi, să ți le cureți, să ți le pui la locul lor. De curățat nu. El că... le-a aranjat, eu le-am curățat. Da. Eu nu, sunt destul de ordonat așa de fel, dar încă nu le-am pus în funcțiune. Mă așteaptă un imn, am primit o comandă, mă așteaptă o piesă, fac un single, așa că de-abia aștept să termin ca să mă apuc de lucru. Iar și acum... cealaltă jumătate a camerei este pentru mine, pentru că eu am un videoblog pe pagina mea de YouTube, pe canal de YouTube, și eu filmez în dreptul acestui banner.
Hai să vedem și dormitorul lor. Văd că aici e cu mov. Dacă nu ți-a ieșit la bucătărie cu mov, dormitorul a ieșit. Da, am păstrat. Am păstrat movul, dar într-o altă cameră. Aici e dormitorul nostru. A fost un șoc pentru noi să trecem de la un pat de 2 metri și ceva, pe 2 metri și ceva, la un pat de 1,40. Este un pat de porumbei, așa. Păi în nu? Sensul că e foarte mic. Dar e pentru somn. Și atunci, dacă noi venim doar să dormim și să ne iubim, e suficient. Și hai să vedem și baia despre care îmi spuneai că ți-ai pus amprenta. Baia băieților. Hai, prezintă-o că. Hai, da, zi tu. Mașina mea de spălat. Am vrut neapărat să-mi iau mașină de spălat cu uscare, să nu mai întind rufele atunci când suntem pe grabă. Și iarna, având balcoanele deschise, cam greu să se usuce lucrurile. Păi, până la iarnă poate reușesc să le închizi. Da, să vedem. Dacă vrea cu soțul, să vedem ce o să mă lase să fac. Și dulapurile, totul, noi le-am desenat. Deci vreau să spun chestia asta neapărat, că și bucătăria și baia, noi le-am desenat, așa cum le vedem noi, împărțite, așezate. Și băieții de la atelier le-au executat. Ca să nu aveți spațiu foarte mult, deci da, poate să vină al doilea copil. Aia vreau să te întreb eu pe tine. Tu știi de ce am luat noi 4 camere? Păi urmează al doilea copil. Urmează. Sperăm să fie și să simțim la un moment dat că ne tot lăudăm cu chestia asta, că vrem. Eu zâmbesc atât de mult pentru că atunci când voi vorbeați în baie, Andreea s-a venit aici la scări, cred că s-a auzit pe fundal și a zis: sunt foarte fericit. Of, ce mă bucur. Deci am avut așa... Am avut emoții. Am avut emoții, să nu aibă repulsie și mi-am dorit să-i placă, să se simtă acasă.